Amichidoși, bine ați venit sau revenit la un nou clip la mine pe canal. Sper că vă găsesc bine, sănătoși și frumoși și că vă simțiți bine, că vă distrați, că faceți tot ce știți voi că vă place. Așa că vin în ajutorul vostru cu ceva care să vă ajute să vă delectați în această perioadă. Și da, încă vorbesc sesit ca un șerpișor, mă veți suporta așa. Alergii. Și vin în fața voastră astăzi cu un clip ușor mai deosebit, asta pentru că am fost stăguită de Vienela, care și-a deschis de curând un canal de YouTube și are un număr mic de abonați, dar haideți să o ajutăm să ajungă și ea cât mai sus și să-i dăm curaj să facă cât mai multe clipuri. O să încerc să vă las în descriere canalul ei de YouTube. Am fost stăguită de Vienela într-un tag de primăvară și anume, ce vedeți în titlu, tag de primăvară, Leapșa pe YouTube se numește. Și mi-a făcut tare, foarte mare plăcere că am fost una dintre mențiunile ei și pentru că eu nu m-am uitat la clipul ei pentru că nu știam că și-a deschis un canal de YouTube și că mă și urmărește. Am fost surprinsă în momentul în care mi-a lăsat un comentariu în care m-a anunțat că m-a tăguit într-un astfel de clip și că ar fi mai tare impresionată dacă aș prelua tagul, așa că ce nu fac eu pentru voi, ce nu fac eu pentru Vienela. Astăzi m-am pus aici în fața voastră să filmez tagul de primăvară. Sunt întrebări cam din toate categoriile, nu am ce produse să vă arăt pentru că nu se bazează neapărat pe produse, dar am zis să ne cunoaștem un pic mai bine pentru că n-am făcut până acum un astfel de tag. Și prima întrebare este, care sunt tendințele de primăvară pe care sunteți nerăbdătoare să le încercați? Ei bine, dacă mă cunoașteți un pic și sunteți de ceva mai mult timp aici la mine pe canal, știți că mie nu-mi place deloc să fiu în tendință. Dar, dacă ar fi să menționez o tendință care se poartă în primăvară și căreia mă alătur și asta pentru că îmi plac colorii, este tendința cu rujul tot mai colorat, cu rujul în nuanțe mai aprinse, mai vii. Cred că asta este tendința la care sunt nerăbdătoare să ader, chiar dacă eu folosesc rujul colorate în tot timpul anului, în perioada asta parcă vremea de afară mă face să le port mai mult. Deci cam asta este tendința la care aderez și eu. Întrebarea cu numărul 2. Care este piesa ta de îmbrăcăminte preferată primăvara? Eu nu sunt genul de om care să mă îmbrac foarte mult în rochii și mai ales primăvara, decât dacă sare de 26 de grade. Așa că, în principal, cred că piesa mea vestimentară preferată primăvara este tricoul. În general, eu mai port tricouri și iarna, dar le port pe dedesubturi altor, bluze sau hanorace și așa mai departe, dar primăvara îmi place că pot să port un tricou cu o geacă scurtă deschisă ca să se vadă culoarea tricoului și în general îmi place să port tricouri în nuanțe vii, în nuanțe colorate. Întrebarea cu numărul 3. Ce faci în timpul liber primăvara? Păi, în timpul liber primăvara fac cam tot ce fac în restul anului. Îmi place să îmi savurez cafeaua uitându-mă la clipuri pe YouTube. Îmi place să mă machiez, doar că primăvara îmi place să mă machiez în nuanțe mai îndrăsnețe și să folosesc un look mai colorat. Cred că eu sunt pasionată de tot ce înseamnă machiaj și parfumuri în ultima vreme și cred că îmi place să și descoper arome noi, așa că de fiecare dată când îmi savurez cafeaua dimineața încerc să caut informații despre aceste lucruri și dacă ar fi să mă refer la o activitate pe care îmi place să o fac în timpul liber este să îmi beau cafeaua în curte. Pentru că, de ce nu, vă este din ce în ce mai cald de afară, ați observat și lumina care cade pe fața mea. Întrebarea cu numărul 4. Este cald sau rece în perioada primăverii unde locuiești? Ei bine, eu locuiesc în București, în România, iar vremea cred că este cam la fel peste tot, aproape peste tot. În momentul în care eu filmez, este cald afară, nu ajungem la 20 de grade, dar este cald. Acum depinde, primăvara are 3 luni. În luna martie de obicei se face trecerea dintre iarnă și primăvară și mai avem și ninsori cum a fost ieri, a nins în martie și mai avem și zile călduroase. Deci se cam împarte, dar din aprilie în general începe să se încălzească din ce în ce mai mult.
Întrebarea cu numărul 5. Care este culoarea ta preferată pentru buze în această primăvară? Și aici am un produs pe care vreau să vi-l arăt și să-i fac un swatch pentru că este absolut demențial. Am aici un ruj din gama Soft Matte Lip Cream. Este gama care îmi place cel mai mult de la NYX. Și am aici nuanța Sao Paulo, care arată așa și are o culoare, fraților, în tub nu se vede culoarea adevărată a acestui ruj, dar evident că fac swatch-urile prost, ca de obicei, dar ia uitați-vă ce culoare de magenta spre fucsia avem aici. O culoare absolut superbă pe care am purtat-o de 3-4 ori de când am deschis rujul și îmi place super, super mult. Deci cam asta este culoarea mea preferată la ruj primăvara. 6. Care este culoarea ta preferată pentru ojă în această primăvară? Ei bine, în această primăvară am decis să am mai mult grijă de unghiile mele și pentru o perioadă de timp să nu mai aplic ojă colorată și să-mi aplic doar tratamente. În acest moment am pe unghii un tratament de la Evelyn. Este tratamentul 6 în 1-1-8-1, care are o culoare de roz nude, un baby roz, să zicem așa, și este culoarea care îmi place cel mai mult în perioada asta, pentru că este și o culoare foarte, foarte rezistentă. Într-adevăr, trebuie să aplici 3 straturi ca să se vadă uniform, dar se usucă foarte repede și rezistă. 7. Culoarea favorită de primăvară. Culoarea mea favorită de primăvară este magenta, fucsia, tot ce ține de rozul ăla nebun. Îmi place să-l port pe buze, îmi place să-l port la ochi, îmi place să-l port pe mine. Așa că, în general, primăvara cam astea sunt nuanțele spre care oscilez, către magenta și fucsia. 8. Băutura preferată de la Starbucks în această primăvară. E bine, eu nu prea merg la Starbucks și dacă merg, nu prea-mi place să încerc cafele cu arome noi. În general, când merg la Starbucks, indiferent de anotimp, îmi iau un cafe latte cu migdale, cu aromă de migdale, care îmi place super, super mult, sau un latte macchiato cu aromă de migdale. Dar în prezent, pentru espressoul meu în Nescafe Tassimo, am capsule de cafea cu Nescafe Tassimo, Nescafe Dolce Gusto. Am capsule de cafea de la Starbucks, un cafe latte care este foarte bun. 9. A adăugat culoare pentru machiajul de primăvară. Clar, da, sunt o iubitoare a culorilor și îmi plac tare mult culorile pe ochi. Ați observat și astăzi, mai puțin codițele mele de tuș oribile. Dar îmi place să adaug culoare în general, indiferent de anotimp. Dacă iarna îmi place să merg pe culori care sunt mai închise, mai spre gri, mai spre negru, mai spre mov închis, mai spre verde, pentru că am o nuanță de verde care îmi place foarte mult. Primăvara, mă rog, un verde khaki. Primăvara îmi place să experimentez în ceea ce privește culorile și să încep să aplic roșu, să încep să aplic magenta, siclam, să încerc să aplic galben, să încerc să aplic portocaliu și să mă tot joc cu culorile astea care sunt absolut superbe și demențiale. Și nu mi-e frică să port culoare la ochi, port culoare oricând. Și întrebarea cu numărul 10. Care este cel mai entuziasmant lucru primăvara? Cel mai entuziasmant lucru primăvara este că toată natura revine la viață, chiar dacă alergiile mele sunt în floare, odată cu florile care înfloresc. Îmi place tare mult când începe să încălzește afară, nu este nici o căldură exagerată, nu este nici frig. Adie vântul cu o briză așa răcoroasă, îmi place că pot să port parfumuri florale, parfumuri care să mă facă să mă simt ca o floare mergătoare, dar și cu un pic de fruct, parfumuri care să mă transpună oarecum într-un lan de flori. Cel mai entuziasmant lucru primăvara este că toată natura revine la viață, când începi să vezi culoare, când începi să auzi gâze, când începi să vezi albine, lucruri de genul acesta, pentru că este un semn că totul funcționează normal. Bun, cam asta este tagul, este scurt, 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 n-am vrut să fac un video foarte lung, aș putea să vorbesc o săptămână, dar sper că v-a plăcut. Dacă vreți să preluați acest tag, vă foarte rog. O persoană pe care aș tăgui-o eu, uite, cred că aș tăgui-o pe Luminița Avram, să mai scot un pic din zona de parfumuri, sunt curioasă,
ce ar alege ea pentru tagul acesta de primăvară. În rest, nu cred că am să dau tagul mai departe cuiva și nici luminița nu este obligată, dar dacă dorește, îl poate prelua cu mare, mare drag. O să încerc să vă las în cutiuța cu descriere și linkul VNL-ei, pentru că face clipuri destul de interesante, chiar dacă sunt scurte, sunt la subiect și cu informații care vă pot ajuta. Și mi-ar face mare plăcere dacă ați merge pe canalul ei și a spune că vine de la mine și să vedeți și videoclipul ei cu acesta, care este destul de interesant. Eu vă mulțumesc pentru vizualizare, sper că aveți o primăvară frumoasă așa cum sunteți voi și noi ne revedem cu mult, mult drag la următorul clip. Dar nu uitați că mă găsiți și pe Instagram cu ID-ul Mihaela_91, mă găsiți și pe Facebook, pe grupul meu de Facebook pe care vi-l las de asemenea în descriere. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-i dați un like și să vă abonați la acest canal dacă nu ați făcut-o până acum. Și ne revedem cu mult, mult drag la următorul clip. Bye, bye!